Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Buzău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Daniel Țiclea a fost numit în funcția de prefect al județului Buzău. După ceremonia de învestire, trimisul guvernului a declarat că și-a asumat funcția și este în măsură să ducă la bun sfârșit angajamentele asumate. Începând de astăzi am fost numit prefect al județului Buzău. Vin determinat. Prefectul județului Buzău a declarat că va depune eforturi astfel încât numărul de îmbolnăviri să scadă și în același timp a transmis un mesaj către mediul privat. Nu vrem să luăm măsuri de oprire a economiei, a precizat Daniel Țiclea. Toți agenții economici, toți actorii vieții economice, dacă vor veni în întâmpinarea restricțiilor cu bună credință, vor avea din partea noastră tot sprijinul pentru ca motorul economic al județului și al țării să funcționeze. Deci avem, în primul rând, în atenție viața oamenilor, dar nu vrem să luăm măsuri de oprire a economiei. Daniel Țiclea este vicepreședinte al PNL Buzău. A ocupat funcția de contabil șef al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Este economist, expert, evaluator și vicepreședinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala Buzău.